haideți în aceste clipe să îi întâmpinăm pe Costi Burlacu și Corina Țepeș, să aflăm povestea videoclipului. Hai, guys! Ne rog! Ne rog, ne rog! Salutare! Bine ați venit! Salut, salut, salut! Mi-a plăcut asocierea cu Mr. Nu, dar pe eu așa, asta am simțit-o, știi? Da? Măi, că scenariul e un scenariu de film. Și așa de fain ați jucat! Cred că cei de la Hollywood ar trebui să trimite CV-urile. Da, mulțumim foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru apreciere. Chiar mi-a plăcut. Să știi că și noi, nu știu, când jucam, chiar și nouă ne-a plăcut de noi. Am intrat cumva în rolul ăsta. Cel puțin echipa cu care am lucrat, nu știu cum ne-au făcut să ne simțim cumva un fel de staruri, da? Da. Acolo... poate și străzile. Și străzile și casa și mașinile, casa. În casa cui ați filmat? Ați casa creat? De moldoveni în Chicago. Așa, casa moldovenii este noștri? Este casa finilor noștri. Da. Sunt finii noștri care sunt stabiliți de 9 sau de câți? Aproape 10 ani. Aproape 10 ani. Acolo? Andrei și Virginia, care au devenit zilele astea părinți pentru a doua oară, părinți de băiat, și îl felicităm cu această ocazie de aici. Să nu puteți vă duceți iar la botez. Vine ei încoace la vară. Da, pentru că mai avem un niște evenimente. Bine, e casa finilor noștri și am fost pentru prima dată, le-am văzut casa, că am mai fost altă dată, dar încă nu aveau. Acum am fost și bine, am văzut din poze și deja era stabilit că vom acolo filma casa. Mașinile, toți sunt ale lor. Mașinile, una este închiriată, una a fost oferită de către o prietenă de-a noastră, Diana Cernega se numește, și mulțumim. Și da. Chiar le-ați condus? Da, le-am condus. Mașina Dianei mi-a fost încredințată mie. Mie chiar foarte mult mi-a plăcut un GMC din ăsta mare, așa, family, foarte masiv, dar foarte ușor se manevrează. De fapt, ca să înțelegi, în America totul este mare. Deci străzile largi, mașinile mari, casele mari. Asta a vrut cumva și regizorul Liviu Vicul, cu care am lucrat, să ne demonstreze sau să ne arate cumva, iată, specificul ăsta al americanilor, da? Mm-hmm. Casele astea tipic americane, mașinile astea tipic americane, pe care nu le găsești în Europa sau la noi. Da. În câte zile ați reușit să filmați videoclipul? 2 zile. Wow, bravo! Da, puțin toate timp, că scenele că sunt complexe. Am avut de tot o săptămână am stat în Statele Unite, deci vara asta noi în august am fost la festivalul Inima Mea în Moldova, dacă vă mai amintiți. Iată, în acea săptămână, 2 zile au fost rezervate pentru filmările acestui videoclip. Dar de ce am filmat 2 zile? Pentru că una, că am avut puțin timp, a doua, pentru că echipa a organizat foarte bine timpul, deci noi am mers de acasă cu lecția făcută, deja știam exact scenariul, se făcuse decupajul, ei stabilise toate locațiile, deci au fost foarte, foarte organizat și pentru asta vrem să-i mulțumim lui Liviu Vicol și întregii lui echipe, că noi sunt profesioniști cu adevărat. Noi știam de acasă că sunt foarte profesioniști, că au lucrat cu alți colegi de-ai noștri. Și cu 300 este. Da, și cu 300 este, evident, da, iată, cunoașteți producțiile lui. De câțiva ani sunt acolo și a fost și norocul nostru să-i găsim. Era mult mai costisitor să luăm o altă echipă de la Chișinău. Așa că îi mulțumim lui Liviu, mulțumim tuturor întregii echipe pentru această colaborare și cu siguranță noi să mai colaborăm. Reacțiile au fost foarte frumoase, am văzut, ați făcut live și pe Instagram și pe Facebook, ați fost peste tot. Comentariile oamenilor sunt doar de bine, pentru că e chiar o producție așa frumoasă, cu mesaj. Și e important asta, cu mesaj. Nu, ne-a plăcut subiectul din start, acest scenariu pe care tot Liviu ne l-a propus, pentru că noi aveam alte idei, a zis, bine, hai să ne mergem pe căi deja bătătorite, pe chestii care deja vor părea banale. El a venit cu subiectul ăsta și ne-a plăcut. Deci în lumea asta în care noi suntem cu toții supraocupați, supra-solicitați, cu tot felul de joburi, de organizări, de întâlniri, de telefoane, mail-uri și tot așa, și uneori uităm să acordăm atenție lucrurilor care ne fac cu adevărat fericiți. Fericiți, da, sentimente. Lipsește sentimentul în... Ei, nu lipsește, trebuie să-l mai gâdilim. Să-l mai gâdilim, da. Vă mulțumim pentru că sunteți astăzi aici. Vă invităm pe voi, cei de acasă, să vedem când iubirea vorbește și, credeți-mă, vorbește atât de frumos, în imagine atât de frumoase. Noul videoclip al lui Costi Burlacu și Corina Țepeș, filmat în Chicago, pentru voi, cei de pe tot globul pământesc.
ți l-am trimis în semn de dor. Din iubirea mea nu înțelegi nimic, e o simplă lacrimă de nor. Dacă ți-a venit un sol de raze la geam, le-am trimis în semn că te iubesc. Nu înțelegi nimic din iubirea mea, chiar de-ți spun întregul univers. Când vorbește iubirea, ascult-o și atent. Când vorbește iubirea, răspunde în gând. Lasă ușa deschisă spre inima ta, ca iubirea să poate intra. Suna la telefon și-ai tăcea, te-aș cunoaște fără vreun cuvânt. Dacă sunt al tău, dacă ești a mea, știu că am putea vorbi în gând. Când vorbește iubirea, ascult-o și atât. Când vorbește iubirea, răspunde în gând. Lasă ușa deschisă spre inima ta, ca iubirea să poate intra. Când vorbește iubirea, ascult-o și atât. Când vorbește iubirea, răspunde în gând. Lasă ușa deschisă spre inima ta, ca iubirea să poată intra. Când vorbește iubirea, ascult-o și atât. Când vorbește iubirea, răspunde în gând. Lasă ușa deschisă spre inima ta, ca iubirea să poată intra.